de viață. Suntem astăzi în fața unui moment de mai devreme istoric, semnarea contractului de rivalizajul aeroportului Timba. Asocierea Retroprecizia și Retrogrupul au semnat un contract în valoare de 55 milioane de lei cu TVA. În spatele acestei oferte foarte competitive se află producătorul mondial de dumpuri, care se cheamă ADSB. În spatele acestei oferte se află o echipă de proiectanți și energeticieni cu experiență până la 30 de ani în piața din România. Suntem în fața unei provocări, evident, ne place să contribuim la dezvoltarea infrastructurii aeroportului din România. E nevoie și de acest aeroport, ca de multe alte elemente de infrastructură. Avem un challenge, suntem la 3 plusuri cu 2, 3 de proiectare, 8 de instalare, pentru a face balizajul acestei piste. Avem de peste 4.000 de lămpi care vor fi instalate aici, cu bolile electroalimentare lor, și cu o automatizare care să lase aeroportul să opereze un timp de colaj așa cum dorește. Companiile care fac parte din această asociere și subcontractorii de declarați au peste 1.000 de angajați. Vom angaja, evident, și subcontractori locale, astfel încât de plus contribuirea noastră locală în cazul unui proiect de asemenea pe mai spuneți, vă rog, numele. Adrian Florea, director general. Mulțumesc.